Să deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 38, de unde voi citi primele 9 versete. Psalmul 38. Să ascultăm acest pasaj biblic. Doamne, nu mă mustra în mânia Ta și nu mă pedepsi în urgia Ta, căci săgețele Tale s-au înfipt în mine și mâna Ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei Tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu. Ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit, peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaile și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, turburarea inimii mele mă face să gem. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta și suspinările mele nu-Ți sunt ascunse. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, acesta este unul din psalmii, din acele rugăciuni, cântări, poezii și meditații pe care David și autori sfinți ca și el le-au făcut înaintea lui Dumnezeu. Oricine citește Cartea Psalmilor, cele 150 de capitole sau 151 după diviziunea ebraică și a bisericii ortodoxe, oricine citește, deci, Cartea Psalmilor, se poate descoperi acolo. Pentru că stilul direct, simplitatea, transparența, felul în care, ca în cazul de față, David își descrie sufletul, viața, trăirile, simțirile, aspectele acestea se potrivesc cu fiecare dintre noi, astăzi sau ieri sau mâine, dacă va mai fi viață, dacă vom mai trăi. Păcatul aduce neliniște, aduce vinovăție, aduce pierderea păcii, aduce lipsa curajului de a ne apropia de Domnul. Dar chiar dacă am îndrăznit să ne apropiem de Domnul, câtă vreme păcatul nu este mărturisit și nu este rezolvat, acesta face un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Ne ascunde fața lui Dumnezeu, potrivit a ceea ce Duhul Domnului a vorbit prin Isaia, capitolul 59, primele două versete. Însă, așa cum David vorbește în acea psalmă în întregimea lui, există, frați și surori, doamnelor și domnilor, o cale de a ieși din păcat. Și până va veni Domnul, noi, care știm că greșim, care știm că păcătuim, trebuie să știm să găsim și calea de a ieși din păcat, de a ieși din greșeală, de a ieși din fără de lege, de a ieși din fățărnicie, de a ieși din vicleșug, de a ieși din orice lucru care ne apasă, așa cum l-a apăsat pe David. În această idee, voi veni în fața dumneavoastră astăzi cu un mesaj pe care l-am intitulat Păcat și pace. Păcat și pace. Și primul lucru la care vreau să vă invit să ne uităm este prezența păcatului în noi. Cum se vede această prezență potrivit pasajului pe care l-am citit? Cum se vede această prezență a păcatului, poate în tine, în casa ta, în viața ta, astăzi când stai înainte lui Dumnezeu și ai vrea să stai la masa Domnului, să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos? Sau ai vrea să vii cu o cerere specială înaintea lui Dumnezeu, să se îndure de tine, să se atingă de tine, să-ți rezolve criza, problema, necazul, cererea pe care o ai înaintea Lui? Când cineva trăiește în păcat și greșește, ca și David, primul lucru pe care îl experimentează este mustrarea Domnului.
Uitați-vă în versetul 2. Căci săgețile tale s-au înfipt în mine. Aceasta este felul în care Dumnezeu s-a atins de David. Săgețile tale s-au înfipt în mine. Aceasta este mostrarea lui Dumnezeu. În Proverbe, capitolul 29, cu versetul 1, cuvântul Domnului spune: cine se împotrivește tuturor mustrărilor. Înainte ca Dumnezeu să încheie socoteala cu tine și cu mine, El îți arată har, ne arată milă, ne arată bunăvoință, ne arată îndurare, îndelungă răbdare. Dacă nu înțelegem de milă, de har, ca să ne trezim, să ne venim în fire, Dumnezeu procedează tot de dragul tău și de dragul sufletului tău și a păcii tale pe care ai pierdut-o păcătuind. Procedează la mustrare. Și de aceea cuvântul Domnului spune: cine se împotrivește tuturor mustrărilor. Va veni o săgeată, sau două, sau trei, sau zece. Și aici David spune: săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta mă apasă greu, apasă asupra mea. Într-adevăr, când ai greșit înaintea lui Dumnezeu, când ai păcătuit, simți mustrarea lui Dumnezeu. Simți mustrarea lui în cuget, în conștiință și simți apăsarea lui Dumnezeu. Pentru că știi că trebuia să faci bine, știi că trebuie să faci bine, știi că trebuie să părăsești starea în care te afli, știi că trebuie să te împaci cu Dumnezeu și știi că trebuie să asculți de Dumnezeu. Știi că nu te poți apropia de masa Lui dacă nu ai inima curată și sufletul curat. Și de aceea, pentru că ești încă în viață și cuvântul poate te mustră în clipa aceasta ca să-ți vii în fire și să-ți recapeți pacea și liniștea sufletească, ascultă de mustrarea Domnului și înțelege că această mustrare nu este împotriva ta sau împotriva mea, nu este împotriva sufletului nostru, ci această mustrare a lui Dumnezeu, săgețile Lui sunt pentru binele tău, pentru binele meu, ca să ne trezească. Al doilea lucru care vorbește despre prezența păcatului în viață, în viața noastră, este alarmă și sănătate, alarmă în sănătate și relații. Alarmă în sănătate și relații. Uitați-vă la versetul 3, partea 1, și apoi la versetul 11. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Versetul 11. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Și în adevăr, lucrul acesta este foarte vizibil când cineva greșește, când cineva păcătuiește. Este o alarmă în noi, pentru că persistența într-o stare de vinovăție, la un moment dat, este apăsată de Dumnezeu, probabil cu o stare de sănătate care nu-ți convine și nu-mi convine. Și David este așa de transparent. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Uitați-vă în versetul 7, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaile și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Din nou repetă lucrul acesta. Este o alarmă în trupul lui. În psalmul 32 spunea: câtă vreme am tăcut, câtă vreme a stat cu păcatul ascuns, fără să-l mărturisească, ce mâna ta apăsa asupra mea, mi se topeau oasele. Este o alarmă în trupul tău, în sufletul tău, în sănătatea ta, în sănătatea fizică, în sănătatea emotivă, în sănătatea spirituală. Începi să te agiți pentru că simți că ceva nu este în regulă, în ordine, în rânduială și trebuie să îți schimbi viața și trebuie să îți schimbi relația. Dar observați, prezența păcatului este simțită și în jur. Relațiile sunt afectate. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea. Pentru că un om care este vinovat trăiește și cu această psihologie că toată lumea știe despre vinovăția lui sau despre vinovăția ei. Și este agitat tot timpul, nu cumva să se vorbească despre ea, nu cumva să se vorbească despre el. Și de aceea aceste relații cu cei din casă, cu prietenii, cu frați, cu surori sunt tensionate. O alarmă. Apoi este cel de-al treilea lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor, și anume pierderea odihnei atunci când păcatul este prezent în viața ta sau în viața mea. Uitați-vă la partea finală a versetului 3.
Zice, nu mai este nicio vlagă în oasele mele. Traducerea nouă, Cornilescu, și traducerea lui Bartolomeu a Bisericii Ortodoxe și inclusiv traducerea englezească spune, nu este pace în oasele mele datorită păcatelor mele. Nu este pace. Și când nu este pace, s-a dus o digna. S-a dus o digna. Prezența păcatului face, frașesurilor, doamnelor și domnilor, ca tu, ca eu, ca noi, să avem această stare. O mustrare din partea Domnului, o alarmă în starea sănătății și a relațiilor noastre, o pierdere a odihnei. Nu este așa că atunci când greșești, sau atunci când nu faci lucrurile după rânduiala lui Dumnezeu, ori atunci când nu ești în relație bună cu soția, cu soțul, cu părinții, toată noaptea te frămânți. Toată noaptea te agiți. Nu știi de ce nu poți dormi. Nu știi de ce nu-ți poți găsi somnul. Ești supărat, ești supărată, că nimeni nu te înțelege pe tine, nimeni nu simte cu tine. Ba da, te înțelege. Dar păcatul tău este de neînțeles. Persistența în el este de neînțeles. Persistența în neascultare este de neînțeles. Și câtă vreme ai starea aceasta, să știi că nu ești bine. Indiferent cine ai fi. Că ești profet, că ești păstor, că ești împărat, că ești membru în biserică, fie că tu vei cânta în cor sau în fanfară sau în grup de închinare, fie că ești lider, persistența păcatului ca și în David te face să fii neliniștit, să nu-ți găsești nici chiar o dignă. Nici chiar o dignă. Dar uite, Dumnezeu te-a păstrat cu viață. Te-a îngăduit să vii în casa Lui. În dimineața aceasta ești înaintea Domnului și încă cu această stare de agitare. Oare știe cineva despre mine? Oare știe cineva despre viața mea? Da, Dumnezeu știe despre tine și despre viața ta. Știe foarte bine. Și Dumnezeu a îngăduit această stare în tine sau în mine, în fiecare care a făcut ce nu este bine înaintea Dumnezeu, pentru ca să te trezească. Să poți să vin apoi și să-i cazi la piept ca un copil iubit și să spui, tată, am păcătuit, am greșit, mamă, tată, am greșit, pastore, am greșit, am păcătuit, draga mea, dragul meu, am greșit, am păcătuit. În al doilea rând, după ce am văzut cum arată prezența păcatului și a greșelii noi, să vedem ravagiile păcatului în noi. Ce spune David? Primul semn al ravagilor pe care păcatul le face în noi este opresiune. Versetul 4. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povoară grea. Sunt prea grele pentru mine. Simți o apăsare, o opresare în minte, în conștiință, în suflet. Parcă simți că inima ți este grea. Capul îți este greu. De ce? Pentru că nu ești în rânduială. Pentru că încă n-ai avut curajul să spui, da, am greșit. Drumul pe care l-am ales nu este bun. Hotărârea pe care am făcut-o și vreau să o fac nu este bună. Planurile pe care le am nu sunt bune. Și ele devin ca o povară. Pentru că ravagiile pe care păcatul, pe care greșeala, pe care depărtarea de planul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, le facem noi, ele se adună ca o piatră de moară, ca o povoară imensă și apasă peste tine, apasă peste mine, o opresare puternică. O simți aceasta în viața ta? Dacă o simți, să știi că este mâna Domnului, te apasă Domnul și din nou te apasă pentru ca să te trezești. Te apasă pentru ca să te trezești. Nu încerca să arunci vina pe altcineva că ești neînțeles sau neînțeleasă. Aruncă vina pe tine și vină-ți în fire. Dumnezeu te iubește așa de mult. A dat așa de mult pentru sufletul tău, pe Domnul Iisus Hristos, cel fără de păcat, ca să moară și să plătească păcatele tale și păcatele mele și în schimb tu să-ți capeți pacea. Nu iubești pacea? Câte vreme stai în starea în care ești, se vede că încă nu o iubești. Apoi, pe lângă opresiune, este degradare. Uitați-vă ce spune versetul 5. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Este o degradare a stării de sănătate. David vorbește despre starea din trupul lui, dar este o degradare în caracter atunci când stai în păcat.
Este o degradare în reputanție, este o degradare în influență, este o degradare în demnitate, este o degradare în perspectiva potențială pe care o aveai în viață. Puteai să fii cineva, puteai să ajungi ceva. Dar tu îți împiedici această posibilitate, îți împiedici potențialul, îți împiedici binecuvântarea și o faci conștient. O faci conștient. De ce? Poate că pentru că te-ai legat de un lucru care îți este drag inimii tale sau minții tale sau îl evaluezi știind că probabil, ți-aduce ceva fericire de moment. Pentru că există. Nimeni nu poate să conteste lucrul acesta. Biblia îl recunoaște. În păcat și în starea de parte de Dumnezeu există un moment de plăcere. De ce despre Moise spune, n-a vrut să socotească plăcerile de o clipă ale păcatului. Și putea să fie pentru toată viața lui, să fie faraon al Egiptului. Este o plăcere de o clipă totuși în comparație cu eternitatea. Însă, uite-te puțin și evaluează mai bine în această dimineață. Dumnezeu vrea să-ți trezească conștiința din nou, pentru că te iubește, mă iubește, ne iubește. Nu vrea ca tu să fii degradat în reputația ta, în caracterul tău. Nu vrea ca tu singur să-ți împiedici potențialul pe care Dumnezeu l-a pus înainte, să fii binecuvântat. Ai potențialul tinereții, ai potențialul vieții, ai potențialul slujirii, ai potențialul unor părinți binecuvântați, ai potențialul unei tinereți frumoase, a unui talent frumos, ai potențialul unui dar de rugăciune, a unui dar spiritual. Îți stă înainte o posibilitate de a lucra pentru Dumnezeu și pentru gloria împărăției Lui. Îți stă înainte posibilitatea de a fi un instrument în mâna Domnului să binecuvintezi pe alții. Și ce faci? Ce faci? Apoi este depresie și neajutorare. Versetul 6. Sunt gârbovit, peste măsură de istovit. Auziți ce plastic, ce direct, ce transparent vorbește. Toată ziua umblu plin de întristare. Și aceasta, El o spune clar, este pentru că am păcătuit, este pentru că am greșit și încă n-am avut curajul să spun lucrul acesta, n-am avut curajul să mă mărturisesc și n-am avut curajul să vin înaintea Ta, Dumnezeule, și să-mi cer iertare. Sunt gârbovit, peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare. Aceasta vorbește despre depresie, mâhnirea sufletului. Pentru că vezi, când stai în starea aceasta, te izolezi. Nu mai poți vorbi cu prietenii, nu mai poți vorbi cu părinții, nu mai poți vorbi cu soțul, nu mai poți vorbi cu soția, nu mai poți vorbi cu păstorul. Te închizi în odăița ta, te închizi în locul tău. Nu vrei să vezi pe nimeni, nu vrei să comunici cu nimeni. Și aceasta duce la o mărăciune și mai mare. De fapt, este o tactică pe care cel rău o face. De aceea Biblia îl aseamănă prin Duhul Domnului pe cel rău ca pe un leu. Leu, cita, ghepardul, nu? Când vrea să prindă o pradă, încearcă să izoleze prada. Pentru că în turmă nu poate să prindă. Dar dacă e izolat prada, căprioara, atunci poate să o prindă. Acest lucru vrea să-l facă cu tine. Ai îmbrăcat haina că nimeni nu te înțelege. Că nimeni nu simte cu tine. Și când ai îmbrăcat haina aceasta, asta a pus-o cel rău pe tine. Te-a închis în odăița ta ca să nu-ți deschizi sufletul, să nu comunici, să nu spui, să nu-ți ducă cineva povara, să nu-ți dea cineva un sfat după voia lui Dumnezeu. Și lucrul care se întâmplă este că amărăciunea este mai mare, depresia poate să fie mai profundă, te îndoaie fizic, te îndoaie emotiv, te îndoaie spiritual, devii neajutorat, așa cum va spune și în versetele 7 la 10. Căci o durere arzătoare îmi miste măruntaile și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Se potrivește, nu? Cu starea multora, a dumneavoastră, celor de la internet. Se potrivește. Nu numai că se potrivește, este realitatea despre noi. Și apoi există o a patra dimensiune a ravagilor pe care păcatul le face în viața oricărui om care întoarce spatele lui Dumnezeu pentru un moment cu neveghere. Este lipsă de viziune. Este lipsă de viziune. Uitați-vă la partea finală a versetului 10. Și lumina ochilor mei nu mai este cu mine.
și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Exact acest lucru îl dorește cel rău. Să-ți ia viziunea, să nu mai vezi prin ochii lui Dumnezeu, să nu mai vezi cu ochii Evangheliei, să nu mai vezi cu ochii luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acesta este planul. Când David spune și lumina ochilor mei nu mai este cu mine, nu semnează că a orbit fizic. Pentru că știm că n-a orbit până la moarte. Atunci i s-au închis ochii și n-a mai văzut. Dar este pierderea viziunii. Pentru că în depresie, în amărăciune, în apăsare, în gârbovirea aceasta, în izolarea ta, încep să vezi toate lucrurile numai prin dioptriile tale. Și cum spuneam în altă ocazie, șunțele mi-ai schimbat de 20 de ani. Și trebuie schimbate, trebuie înnointe. Trebuie să îți ungă Domnul ochii, să te lumineze Domnul. Și în viață este foarte trist să n-ai viziune, să n-ai direcție, să nu știi încotro te duci. Este foarte trist să nu știi cum să te apropii de Dumnezeu. Este foarte trist să nu știi cum să-ți croiești un viitor în viață. Este foarte trist să nu știi cum să te apropii de masa Domnului. Este foarte trist să nu știi să ai o viziune cum să te rogi, oricum să faci un bine, oricum să intervii într-o situație de criză. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru îngăduie toate aceste lucruri cu noi și peste noi din nou. Cu ce scop? Pentru că ne iubește. Pentru că ne iubește. Nu vrea să ne pierdem. A investit prea mult în noi. Cel mai mult, supremul, este viața lui Iisus Hristos. Este sângele scump al Domnului Iisus Hristos. A făcut-o de dragul tău, de dragul meu. Analizează-te bine în dimineața aceasta. Care este viziunea ta? Îți dai seama că vezi tulbur? Îți dai seama că vezi numai înaintea ta? Dragul meu, viziune înseamnă nu numai a vedea cât de bine te simți acum în hotărârea pe care ai luat-o. Viziune înseamnă a te uita cu 30 de ani înainte dacă Dumnezeu ți îngăduie viața. Unde ajungi după 30 de ani cu planul pe care l-ai acum? Cu viziunea pe care o ai acum? Cu socotelile pe care le-ai acum? Crezi că peste 10 ani tot așa de bine o să vezi? Și tot așa de bine o să fie cum te simți acum? De ce avem nevoie de Domnul ca să ne ungă ochii cu alefie sfântă, cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să putem să pricepem bunătatea Lui? În al treilea rând, drumul spre pace. A rămas David în această stare mai departe? A rămas David gârbovit mai departe? A rămas mai departe în depresie? A rămas mai departe fără viziune? Nu, nu, nu. Și psalmul, dacă este analizat în întregime, este o lecție pentru noi. Aceia care am greșit, care am păcătuit, care ne-am rupt relațiile cu semenii noștri, poate cu familia, cu biserica. Și să rezolvăm aceste relații. Drumul spre pace, frașesturilor, domnilor și domnilor, este Iisus. Matei 11, 28-29. Voi toți cei trudiți și împovorați, veniți la mine și eu vă voi da o dignă pace. Drumul spre pace este Iisus. Pe de altă parte, frașesturilor, domnilor și domnilor, drumul spre pace este Dumnezeu Tatăl. În Iov, capitolul 22, am să și citesc pasajul acesta pentru că este așa de frumos. Versetul 21 la 30. Ia auziți ce spune cuvântul Domnului. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, este Dumnezeu Tatăl, Jehova, și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic, dacă depărtezi fără de legea din cortul tău. Aruncă dar aurul în țărână, aruncă aurul din Ofir în prundul păraierul, adică aruncă ceea ce crezi tu acum că este realizarea ta, împlinirea ta, dar fără de Dumnezeu. Dă-o la o parte și atunci cel atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta,
ta, atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta și îți va ridica din nou fața spre Dumnezeu. Îl vei ruga și te va asculta și îți vei putea împlini juruințele. Pe ce vei pune mâna îți va izbuti și pe cărările tale va străluci lumina. Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați, slăvit să fie Domnul. Este Dumnezeu Tatăl, drumul spre pace. Este Dumnezeu Duhul Sfânt, Galateni 5:22. Roada Duhului dimpotrivă este dragoste, bucurie, pace. Drumul spre pace, frașesorilor, doamnelor și domnilor, este înțelepciunea care este în cuvântul Domnului. Este înțelepciunea care este în cuvântul Domnului. Când ai hotărâri fără de cuvântul lui Dumnezeu, te afunzi, mă afund. Ia uitați ce spune acest cuvânt al lui Dumnezeu, înțelepciunea care este în el. În Psalmul 119, de la versetul 97 la 105. Ia ascultați! Cât de mult iubesc eu legea ta! Toată ziua mă gândesc la ea. Ar fi bine, nu? Dacă nu ne gândim la ea, avem amărăciune. Ia uitați ce spune mai departe autorul. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât pe vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Când îți spune prietenul, boyfriend-ul sau girlfriend-ul să nu știe părinții, să nu audă, când îți spune prietenul, lasă, nu trebuie să îți spune Dumnezeu toate lucrurile, este calea minciunii, dragul meu. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul, de asemenea, în Proverbe, capitolul 3, versetele 13 la 17, să ne uităm la acest pasaj, pentru că este... Înțelepciunea ta este ridicarea ta, este pacea ta pe care o dorești și după care gem. Proverbe 3, de la 13. Fericit de omul care găsește înțelepciunea, este înțelepciunea din cuvânt, și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemăna cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Și uitați versetul 17. Căile ei ale înțelepciunii prin cuvânt sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Pașnice, aducătoare de pace. Dar ce face David, practic? Ce poți să faci tu în această dimineață ca să te poți apropia și de trupul și de sângele Domnului? Trei lucruri ca să-și recâștige pacea. Primul lucru pe care David îl face și pe care trebuie să-l faci și tu este mărturisire. Versetul 18. Îmi mărturisesc fără de legea. Fă-o înaintea Domnului, fă-o înaintea soțului, fă-o înaintea soției, fă-o înaintea părinților, fă-o înaintea celor pe care i-ai neîndreptățit, i-ai necăjit cu starea ta, cu păcatul tău. Dar trebuie să o faci. Este mărturisire. Al doilea pas pe care îl face David ca să-și recapete pacea și să aibă din nou liniște cu Domnul este părere de rău. Partea finală a versetului 18 din care am citit mai înainte. Pentru că uitați ce spune aici cuvântul Domnului în versetul 18. Mă doare de păcatul meu. Foarte mult să mărturisesc în felul acesta. Păi știi, da, toată lumea greșește. Am greșit și eu. Aia nu este mărturisire. Aia nu este mărturisire. Trebuie să mă doară pentru greșeală, trebuie să mă doară pentru păcat, trebuie să-mi pare rău. Trebuie să fie părere de rău, dragul meu. Părere de rău. Să vezi că ai greșit, să vezi dimensiunea greșelii, să vezi fără viziune unde erai să ajungi. Să vezi câtă durere ai pricinuit în jur. De aceea trebuie să te doară. Este poziția
care vorbește despre pocăință biblică, părerea de rău. Această stare vorbește despre dorința și voința noastră de a ne rezolva starea sufletului, pacea cu noi, pacea cu Dumnezeu și pacea cu semenii. O pocăință de pe buze, doar din gură, nu ajută la nimic. Și al treilea lucru pe care David îl face este credința biblică. Versetul 15. Doamne, în Tine nădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne, Dumnezeule. Credința biblică. De ce spun și subliniez biblică? Pentru că poate din starea ta vei zice, și alții au greșit ca mine, nu te compara cu alții. Și alții au făcut ca mine, nu te compara cu alții. Tu întoarce-te către Domnul. Compară-te cu tine. Trebuie să-ți rezolvi problema ta, sufletul tău, viitorul tău. În Proverbe 28:13, cuvântul Domnului este așa de limpede, am să-l citesc ca să se imprime în mintea fiecare din cei ce mă ascultă în această dimineață, fie aici în casa Domnului, fie la internet. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Deci, dacă trăiești în ascuns, nu propășești. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Capătă îndurare. Mărit să fie Domnul, că El are îndurare, are milă. În concluzie, dă-mi voie să te întreb, cum te simți astăzi? Este un război necurmat în mintea ta, în conștiința ta, în sufletul tău? Ai ajuns să nu mai poți dormi noaptea? Ești agitat? Relațiile cu familia, cu semenii s-au tensionat? Într-un cuvânt, ți-ai pierdut pacea? Experiența lui David, pe care Duhul Sfânt a îngăduit să rămână în Biblie, este pentru tine și pentru mine. Rostul celor scrise în vechime este pentru noi, spune Sfântul Apostol Pavel. Aș vrea să te asigur în dimineața aceasta din partea lui Dumnezeu și din partea mea, fiindcă eu cred acest cuvânt al lui Dumnezeu și cred că și tu îl crezi în conștiința ta, în străfundul conștiinței tale. Domnul este dispus să-ți dea din nou pacea, să-ți dea din nou liniștea. Isaia 48:18 și cu aceasta închei. O, de a-i fi luat aminte la poruncile mele, dar poți să ai aminte acum, după ce ai auzit cuvântul și te-ai descoperit în acest cuvânt, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării, o binecuvântare după alta, o binecuvântare după alta. O, dacă ai asculta, pacea ta ar fi ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Eu mă rog, Domnule, pentru pacea ta, mă rog, Domnule, pentru fericirea ta. Nu vrei să ai grijă de tine? Nu-ți dorești pacea? Nu-ți dorești fericirea? Eu cred că o dorești. De aceea, pune-ți nădejde în Domnul, așa cum și-a pus-o David, mărturisește-te Lui și să-ți pară rău de starea ta și să ai încredere că sângele Domnului Iisus Hristos și astăzi curățește de orice păcat. Și apoi, în locul păcatului, vine pacea, vine fericirea. Domnul să-ți dea această pace și această fericire. Amin.